În perioada 8-13 februarie, Consiliul Județean Dâmbovița va efectua lucrări la infrastructura rutieră, după cum urmează. Activități de dezăpezire pe drumurile județene din campania 2015-2016, modernizare drum județean 2011-C, Băleni-Nucet, îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DG702D, de de Mogoșești, Giangoești, Dragomirești. Covor bituminos DG723 Lăi Căi Văleni, reabilitare DG702 Telești, scheiu de jos pe o lungime de 2,4 km. DG712B, reparații pot peste părul Vulcana. Sectorul de drum DG713 de la DN71, cabana cuibul dorului și cabana piatra arsă, este în continuare închis circulației publice până la definitivarea montajului unor elemente pentru siguranța circulației. Accesul în platoul Padina se realizează pe traseul DG714 Glod Sanatoriul Moroeni-Peștera. Sectoarele de drumuri care prezintă degradări și alte pericole sunt următoarele. DG 718 ADN 72 Mănăstirea Dealu. DG 702 Morten, limita județului Argeș. DG 710 Bezdead, limita județului Prahova. DG 710 A Diaconești, Valea Lungă. DG 711 A Săbiești, Ghergani, Serdanu. DG 714 glot Sanatoriul Moroeni, Peștera. DG 101 G, limita județului Prahova, Cătunu. Podul PDG 702A peste râul Large la pătroia este închis circulației publice. Variantele ocolitoare sunt drumurile locale.